Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Astăzi, berbecii sunt într-o formă de zile mari și își doresc să întâlnească oameni noi, în timp ce taurii sunt gânditori și dau dovadă de înțelepciune, simțindu-se bine în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Balanțele sunt atrase de muncă și se dedică vieții profesionale, dând dovadă de o rezistență fizică și mentală excelentă. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Berbec, vă simțiți într-o formă de zile mari ca un adolescent. Veți dori să vă deplasați, să ieșiți, să întâlniți oameni noi. Veți ști să vă exprimați ideile într-un mod frumos, sincer și convingător. Este un moment bun pentru afaceri și există posibilitatea de contracte noi. Taur, astăzi observați un puternic sentiment de bunăstare mentală. Veți ști să învățați din lecțiile trecutului, veți fi gânditori și înțelepți. Va plăcea să stați cu familia sau să vedeți prieteni apropiați pe care i-ați neglijat puțin din lipsă de timp. Gemeni, credința în sine va fi mai puternică, convingerile vă vor fi consolidate, toate îndoielile vă vor părăsi, veți fi convinși de părerile și ideile voastre, vă veți simți calmi, iar spiritul vostru va fi împăcat. Veți gândi întotdeauna înainte de a acționa, veți accepta toate responsabilitățile și nimic nu se va datora întâmplării. Rac, este o zi excelentă pentru a sărbători iubirea. Dacă nu ați întâlnit-o deja, așteptați-vă să vă întâlniți cu acea persoană specială în această perioadă. Se anunță o asociere între independență și imaginație. Veți căuta noutate, originalitate și inovație în activitățile voastre. Leu, este un moment bun pentru a vă rezolva toate problemele actuale și, totodată, pentru munca intelectuală. Veți avea o mulțime de idei sclipitoare și cu ajutorul unei intuiții care vă va permite să vă realizați planurile, noile scheme, veți fi interesați de fiecare lucru nou, de idei noi, veți fi atenți la toate descoperirile și inovațiile. Fecioară, veți fi foarte atrași de un membru al sexului opus. Această persoană va fi tipul care vă place, cu o personalitate foarte puternică. Veți deține controlul total al propriei persoane. Veți fi mult mai atenți și mai grijuli. Veți fi răbdători și hotărâți, preciși și meticuloși, fie că este vorba de serviciu sau de viață de zi cu zi. Balanță, cu o rezistență fizică bună, veți putea să îndepliniți sarcini îndelungate fără să vă obosiți prea mult. Veți fi realiști, dar poate puțin prea mult, riscând să alunecați încet și sigur spre pesimism. Munca va dura tot timpul și va conta peste toate celelalte aspecte ale vieții voastre. Nu veți tolera nicio contradicție, critică sau dezbatere. Scorpion, cei din cercul vostru vă vor aprecia, îi veți încânta. Acesta este un moment bun pentru toată munca intelectuală. Veți avea mari puteri analitice, toate dificultățile, obstacolele vor dispărea datorită ajutorului neașteptat. Viața va deveni brusc mai ușoară, mai simplă. Săgetător, astăzi veți visa frumos, veți avea o viață de familie pașnică, iubitoare și fericită. Dacă sunteți singuri, este un moment bun pentru a întâlni pe cineva, pentru a iubi. Vă va plăcea să ieșiți în întâmpinarea oamenilor și, mai ales, să întâlniți o persoană de suflet. Este, de asemenea, un moment foarte bun pe planul muncii. Capricorn, sentimentele voastre vor fi controlate, fără pasiune. Veți iubi pașnic, sincer, fără durere. Viața voastră interioară va fi fără probleme, calmă și fericită. Ați putea fi atrași de o persoană de încredere mai în vârstă, pentru care aveți mult respect, sau puteți întâlni un prieten vechi sau un fost iubit. Vărsător, aceasta este o zi potrivită pentru a face un bilanț, pentru a vă gândi la tot ceea ce ați văzut și învățat în ultimul timp. Este o perioadă în care veți fi plin de înțelepciune, veți vedea lucrurile mai adânc și mai profund și veți atribui o semnificație aparte gândurilor voastre. În sfârșit, vă veți da seama de ceea ce contează pentru voi. Pești, veți dori să obțineți ceva uimitor, veți căuta ceea ce este perfect atât în sens moral cât și în sens material. În căutarea idealului vostru veți deveni mai umani, vă veți simți protectori față de alți oameni. Sentimentele voastre vor fi sincere. O zi echilibrată, o să ne evaluăm resursele ca să știm cu ce să ieșim la înaintare și ce să păstrăm de rezervă ca să ne gestionăm cel mai bine. Ne revedem și mâine!